Nicu muncește ca noi toți, doar că el are un alt fel de serviciu. Adună peturi și le vinde să facă un ban. Se trezește de vreme la ora 5 dimineața ca să nu-i o ia altul înainte și nu se oprește niciun weekend pentru că, spune el, atunci e cel mai mult de lucru. Nicu are doar 28 de ani și pe ultimii 7 așa și i-a petrecut, pe străzi, după peturi. Asta faci tu toată ziua, aduni peturi, le carte pe la tomberoane? Da, da, 20 cutii de tablă, nu pur, nu fac nimic. Asta așa, ca să câștigi niște bani pentru fiecare zi, nu? Da, da, da. Și cam cât câștigi tu așa de pe peturile astea pe zi? Maxim 50 lei. Păi și la ce oră te trezești tu dimineața să pleci după peturi? Da, 5:30-6. 5:30-6? Da. Cătă, și la 5. Cătă. Păi de ce așa de dimineață? Să aduni tu primul de prin tomberoane? Cum? Da, ca să nu ierți unii. Nicu știe să scrie și să citească. A făcut primele 8 clase la școala Regina Maria și a urmat apoi o școală profesională. De meserie este mecanic auto, dar nu a găsit niciodată un loc de muncă. Nici nu s-a îndurat însă să fure pentru a avea cu ce trăi, așa că a decis să strângă peturi. Câștigă puțin, dar suficient pentru pâinea de zi cu zi. Cum ziua de azi, decât să fur, să dau la un cap să-l omor, mai bine caută prin... Nu știu, așa judec eu. Nici o altă cum judecă. Cauși un lăs, găsești o fiare. A, deci adun și fiare dacă este, nu numai peturi. Da, și 20 de astea, cutii de tablă. Cât ai câștigat cel mai mult într-o lună? 7 milioane. 7 milioane. Maxim. Iarna cum este? E mai greu iarna? Păi, ghețămâinile, trebuie să mai faci un foc. Nicu ne mai spune că are o soție, Mioara, și o fetiță, Ioana, doar că nu mai știe nimic de ele de mult timp. Pe la căsuța de pe strada Brestei, unde stau rudele sale, nu prea mai trece decât seara ca să doarmă. Singura lui prietenă este Laica, o cățelușă pe care a crescut-o de mică. Asta e cățelușa ta? Da, văd că se bucură. Da, lasă-o să se bucure. Fu plecată cu mătușa ta și acum se întoarce? Da, mătușa mea, a făcut cu ea. O, mă, nebun. Da. Și da. Hai bine aici. Chiar dacă nu are serviciul pe care și l-ar dori, Nicu e mândru de un lucru. Se consideră un ecologist pentru că mai scapă lumea de gunoaie.